În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată că din pronia și din îngăduința lui Dumnezeu ne aflăm în cea de-a doua săptămână a postului patimilor Mântuitorului Iisus Hristos. Deci timp suficient și cu roade bogate în sensul de pregătire duhovnicească, prin faptul că foarte mulți s-au spovedit și s-au împărtășit, și ăsta este un semn ortodox că Dumnezeu este viu. Cineva a întrebat un cuvânt foarte înțelept. Ce vechime are biserica? Iar cel care a dat răspunsul a spus așa. N-a fost veche niciodată. Este chiar foarte tânără și proaspătă. Mai adineauri, prin venele ortodoxiei, a curs sângele lui Hristos, sfințit la Sfânta Liturghie. Deci biserica este o atemporaneitate în contextul în care trăim, pentru că ea este de o ființă cu Dumnezeu, pentru că El este capul bisericii. Și atunci când spui biserică, spui Hristos, când spui Hristos, spui veșnicie, și ea este și azi, și mâine, și în viitor, și în trecut, și întotdeauna, este prezența și prezentul lui Dumnezeu. De aceea postul a început, ați văzut, dacă ați fost atenți, cu Duminica Ortodoxiei. Duminica de data trecută, deci cea în care s-a vorbit de Natanael și de Filip, și ați văzut ce răspuns concret și la obiect. Vino și vezi. Am aflat pe cel ce se cheamă Mesia. Și răspunsul era, poate ieși ceva bun din Nazaret? De oriunde poate ieși ceva bun când este vorba de Hristos. Când este vorba de mântuire, s-a și spus în Evanghelie, sunt două mărturii, că și din aceste pietre se pot face fiul lui Avram, referindu-se și la cerbicia iudaică, dar referindu-se și la puterea mântuitoare a Domnului Hristos. Evangheliile de pe parcursul postului, veți vedea că au și ele o anumită semnificație. Apare Sfântul Ioan Scăraru, cel care a scris toate căile și virtuțile nevoinței din dreaptă în dreaptă. Este Duminica Maria Egipteanca, deci cea care este simbolul desfrânării și după aceea pocăinței până la cer, ca Sfântul Mântuitorul, în mod invers Capernaumului, ci Capernaume până la rai, până la cer te-ai ridicat, până la iad te vei coborâ, iată că până la iad s-a coborât și până la rai s-a ridicat. Iar astăzi, duminica unuia dintre cei mai mari sfinți, este vorba tot de un ascet, un ascet care a păstrat în special puterea și baza rugăciunii lui Iisus, pentru că a dus acele controverse din vremea sa cu cei care contestau puterea rugăciunii lui Iisus, Achindim și Valam, care au reușit să fie combătuți de marele și prea îndumnezeitul aminte Sfânt Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicul. El a fost nevoitor și în Sfântul Munte Athos, undeva într-o chilie deasupra mănăstirii Lavra, adică a stat între monahi, a învățat din deprinderile lor, a învățat din rugăciunea lor, a învățat din ascultare, din post, din tot ce numim noi, deci nu facem diferență. Monahul înseamnă omul însingurat, iar creștinul acasă la rugăciune înseamnă un călugăr în devenire tot însingurat. Atunci când încui ușa ta și casa ta și te rogi cu candela aprinsă, ești tot un fel de călugăr. Și dacă mai și ții puțină curățenie în timpul postului legat de cele trupești, mai ții puțină înfrânare legat din cele de mâncare, ești într-o permanentă curățire monahală și nu trebuie să te îmbraci în negru, ci doar trebuie să-ți înnoiești sufletul. Înnoirea hainei celei de nuntă, despre care s-a spus tinere sau prietene, ce cauți aici? Haina nu ți este de nuntă. Nu era de nuntă pentru că nu era nici spovedit, nici împărtășit, nu era de nuntă că nu era vrednic de chemarea și de vederea Fiului lui Dumnezeu și apoi a intrat la un ospăț străin faptelor sale. Același lucru vreau să vi-l spun și eu ca idee. Deci mai avem de punctat câteva elemente simple. Deci cei care se împărtășesc în prima parte a postului, adică cei care s-au nevoit până astăzi, pentru că nu știm mâine cine ajunge să nevoiască, deja pot să se pregătească cu temelnicie să urce drumul Golgotei, pentru că la jumătatea postului vom întâlni Duminica Sfintei Cruci și acolo ne vom regăsi spiritual fiecare în crucea noastră.
femeia măritată în crucea căsătoriei. Faci răbdare și la bărbat și la soacră-ta și la copii și la nepoți și la toți care sunt în casă. Crucea văduvelor. Faci răbdare de la demon care vine și te ispitește, de la oamenii răi care te știu singură, de la neputințele personale pe care uneori le stăpânești sau nu le poți stăpâni și așa mai departe, sau, într-adevăr, de la lupta de la trup, de la lume și de la diavol, prin faptul că ești arătat cu degetul, când ești în rând cu ceilalți al lumii. Sau, poate, crucea unei mari lucrări spirituale, pentru că v-am spus, sunt și oameni sfinți, sunt și călugări sfinți, și creștini sfinți, și țărani sfinți, și săraci sfinți, și bogați sfinți, și creștini sfinți. Și de ce vă spun toate lucrurile acestea? Pentru că etapa de urcare în Dumnezeu vine prin lucrarea dumnezeiescului Grigore Palama. Prima rugăciune pe care a învățat-o Sfântul Grigore Palama este aceasta: Doamne, să luminez întunericul inimii mele. De ce este întuneric în inimă? În inimă este întuneric pentru că acolo stau toate puterile sufletești și acolo bate dracul război mai mult. Din inimă izvorăsc preacurviile, spune Evanghelistul. Din inimă izvorăsc omucidirile și ura și dușmânia și răutatea și vorba rea. Din prisosul inimii vorbește gura. Țineți minte? Deci când ești răutăcios și dușmănos și răzbunător și părător și băgător de seamă, deja îți strici pacea și liniștea și începi să devii un om al tulburării. Și știți ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur? Nu ai nevoie să-l verifici pe creștin ce lucrare are. Când îl vezi tulburat, sufletul lui e tronul diavolului. Deci țineți minte acest element simplu. Pentru că omul cunoști după fapte și pe pom îl cunoști după roade. Deci nu poți să ai un pom altoit bine și să-ți dea roade rele și un om credincios și să-ți dea fapte rele. Deci dacă faptele sunt rele și credința e bună, e un om fals. Și avem, slavă Domnului. Asta este marea drama ortodoxiei, că sita cea deasă n-o pune Dumnezeu decât l-a vânturat făina pentru Hristos. Deocamdată este sita cea rară, care pe deopotrivă scapă și grâu, și neghină, și pleavă. Grâu să vântură, așa se spune, și să alege și să dă la arie, la treierat și l-a făcut din el pâine, iar neghinele să strâng snopi cât să pot, iar semințele de neghină să aleg. Și de ce să aleg? La Apocalipsă, repet, la Apocalipsă, îngerii vor însemna pe cei aleși și vor scoate pe cei răi. Iar pleava, nu mai folosim termenul că îl și știți, pleava societății. Pleava societății sunt toți acei oameni care nu sunt folositori nici bisericii, nici societății. N-are rost să le dăm o denumire sau să le atribuim o calitate. Că dacă spui cuvântul boschetar, Dumnezeu n-a creat boschetari. Dacă spui bandit, Dumnezeu n-a creat bandiți. Dacă spui borfaș, Dumnezeu n-a creat borfaș. A creat suflete. A creat persoane. Dar depersonalizarea ne aparține nouă. Și ca să ne putem personaliza înapoi, deci trebuie să avem grijă să ne întărim cu această rugăciune a Sfântului Grigore Palama, prea îndumnezeitul aminte, pentru că el a ajuns la cea mai înaltă treaptă și ca să știți cu ce se ocupă acest Sfânt Părinte în timpul liber, că el și acum se ocupă. Una, prin faptul că a ajuns în sfatul lui Dumnezeu și între prietenii și casnicii lui, a legiferat cea mai înaltă treaptă teologică a 12-a ramură universală a teologiei, a energiilor necreate a Duhului Sfânt, arătând cum lucrează puterea Duhului Sfânt prin prone, conservare și conlucrare în lumea în care trăim. Viața o poți găsi în orice și prezența lui Dumnezeu în orice, fără a pătrunde în ce? În panteism. Deci nu te poți închina la strana asta, că nu-i Dumnezeu, dar Dumnezeu a creat lemnul din care a crescut. Nu te poți închina la lumânarea asta, dar albina e cea care a cărat această
ceară cu picioarele ei și cu burta ei și a cules-o și a pus-o în stup să o faci tu lumânare. Deci în toate îl găsești pe Dumnezeu. Și așa se spune. Dumnezeu din toate se cunoaște și din nimic nimănui și Dumnezeu este totul întru toate și întru nimeni nimic. Deci oriunde te-ai duce pe fața pământului, în orice lucrare, indiferent că e regnul mineral, vegetal, animal sau omul, care întruchipează toate regnurile la un loc, un micro, și un microcosmos ca formă, dar macrocosmos ca adâncime, și aici aduc ipoteza și vă spun lucrul acesta, cel mai adevărat doctor și cel mai autentic doctor după Hristos, care e doctorul și a trupurilor și a sufletelor, doctorii trupurilor noastre, își dau seama cât este de învățat din tratatul de anatomie despre om. Deci atât ai de complicat omul și atât ai de adânc alcătuit. Deci, ca să-l înveți pe om, îți trebuie 6 ani, după aceea trebuie alți 5 ani de practică și după aceea trebuie toată viața să mai descoperi încă câte ceva care abar n-aveai și nu știai și apare pentru prima dată. 1 la 1 milion, 10 la 1 milion, 7 la 1 milion, 9 la 1 milion, boli noi, simptome noi, calități noi, defecte noi, lucruri noi. Deci știința este într-o perpetuă căutare, așa cum este și rugăciunea lui Iisus. Dacă rugăciunea lui Iisus muncești pentru ea ca să ajungi la treapta cea înaltă ani de zile și la cunoașterea adâncă a omului biologic, spiritual, nu mai vorbim. Ai nevoie la fel de ani de zile să pătrunzi din treaptă în treaptă până dincolo de ce? De piele, de mușchi, de oase și de mediu intern care se cunoaște. Și apoi să pătrunzi dincolo de ceea ce înseamnă neurologie, psihiatrie, de aia avem doctori proști în domeniul cu capul, pentru că nimeni n-a ajuns la luminarea lui Grigore Palama să înțeleagă bolile mentale. Ați văzut că este și o carte, Psihoterapia Ortodoxă, sau bolile psihiatrice, deprimarea, deznădejdea, aședia, moleșala, necazurile, etc. și amândoi. De ce lucrurile astea? Nu avem oameni luminați la această înălțime, pentru că inclusiv cei care au scris acele cărți sunt oameni limitați ca lucrare duhovnicească. Și atunci noi, în curiozitatea de a ne rezolva problemele, deschidem spectrul de căutare. Și de aici omul ce-a mai învățat? Că pe lângă rugăciunea lui Iisus mai poate face un pic de Reiki, mai poate face un pic de bioenergie, mai poate face un pic de cristaloterapie, mai poate face un pic de radiestezie, mai poate face un pic de yoga și spune, dar toate sunt bune, părinte, că doar toate te duc la purificare. Dracul nu te purifică, dracul te înșală. Clar să fie. A spus-o Grigore Palama. Deci singura cale de purificare universală este puterea Sfintei Liturghii, repet, și este puterea Sfintelor Dumnezeieștilor preacurate, nemuritoare, cerești de viață înfricoșătoare a lui Hristos taine. De aceea se bate atât accent și se pune atât accent și trebuie să știți și lucrul ăsta, că numai Sfânta Împărtășanie poate să te curețe și să te aducă pe linia de plutire. Și ați văzut că primul lucru care mass media l-a sesizat, foarte multă lume deprimată, foarte multă lume bolnavă psihic, da? Dezmățul duce la boli psihice, neînfrânarea duce la boli psihice, desfrânarea duce la boli psihice, plăcerile senzuale și sexuale duc la plăceri psihice, anomaliile sexuale duc la plăceri psihice, la bolnăvil psihice, luxul exagerat și nebun tot acolo te duce, că doar de prea mult bine nebunești, după o vorbă populară. Mâncarea prea mult exagerată. Ați văzut? Nu se face atâta campanie în mass media, să spunem, despre post, care este Maica Sănătății, în virtutea tuturor Sfinților Părinți, dar se face foarte multă campanie pe ce? Pe dieta sănătoasă. Nu-i dracu viclean? Dar de ce să nu-i spui omului, postește, domnule, că postul bisericii n-a fost pus la întâmplare în biserică. N-a fost un post așa trântit de dragul de a te afla mâncând buruiene și mestecând cartofi goi cu pâine și cu sare.
ce a avut un rol de curățire a organismului în același timp cu un rol de curățire a sufletului. Și atunci, bineînțeles că foarte mulți spun și această vorbă. A, părinte, dar asta, știi, la mine nu e o problemă cu postul. Mie mi-a de recomandat doctorul dietă că am colesterol. De ce a ajuns colesterolul să te facă ortodox și n-a ajuns conștiința să te facă ortodox? Păi, părinte, zice, să știți că eu sunt la regim, am diabet, nici nu pot mânca orice. De ce a ajuns diabetul să te reglementeze creștinește când puteai tu să-l reglementezi pe el creștinește să n-ajungi până la el? Deci, vedeți, cum orice bumerang se întoarce împotriva noastră, orice boală se întoarce împotriva noastră. Spune bețivul, am hepatita C, nu pot să mănânc orice, părinte, dar de ce a ajuns hepatita C să facă ortodox din tine când puteai tu ortodox să o combați pe ea? Deci, vedeți slăbiciunea, vedeți neputința, cum se sădește un om cu picătura. Și atunci au venit Sfinții Părinți și ne-au învățat așa, că sunt mai multe moduri de a posti și sunt mai multe moduri de a te ruga. Și consider că trebuie să facem și o lecție mai elementară, nu numai filozofie oarbă, și trebuie să știți următorul lucru. Copiii. Pentru că sunt copii, pentru că merg la școală, pentru că sunt neastâmpărați, pentru că sunt în creștere, pentru că ei se dezvoltă. După învățătura Sfinților Părinți, toată lumea ar trebui să postească scurt, asta e legea fără comentariu. Dar ținând cont de situațiile în care ne aflăm, contextul social în care ne desfășurăm, preotul sau duhovnicul cu de la sine putere și cu îngăduită putere din învățătura Sfinților Canoane, poate să facă acele reglementări de la caz la caz, bineînțeles discutate, dar din care ce să tragem? Folosul postului, nu postirea. Deci dacă un copil are 10 ani și stă 6 ore la cursuri acolo și îi predă învățătorul sau profesoara și el stă flămând, nici nu ține minte, nici nu se concentrează, îl ia și somnul, cască, n-are răbdare, se enervează, pentru că știți că postul e o armă care te agită puțin. De ce? Că îl zgândări pe dracu. Și atunci, în momentul în care tu i-ai dat o lingură de lapte sau de brânză, dar nu miercurea și vinerea, ești în acord cu biserica și cu sfatul duhovnicului. În momentul când copilul tău sare în sus la discotecă, călărește toate fetele care le prinde, fumează toate țigările bune, toate etnobotanicile le cumpără, atunci îl pui să postească, tată, că ăla deja are diavolul în el. Deci ăla deja îi dai pâine și apă, îi dai fasole fierte fără ulei, îi dai legume fără ulei, îi dai zarzavaturi, îi dai tocănuri, îi dai legume ca să stăpânești animalul din el. Deci acolo nu mai e nevoie de dezlegare. Deci acolo nici nu vorbim de dezlegare. Deci ca să înțelegeți modul de a dezlega și de a îngădui. După aceea vin oamenii cu mânci grele sau focul continuu. Unul aleargă pe ambulanță, unul stă la CET, unul stă la spital în gardă, unul stă nu știu unde. Poate, poate sau poate nu poate. Deci el știe mai bine cât poate. Dar el trebuie să fie apt. Chirurgul când stă în sala de operație și a trasat o linie imaginară cu ochiul și a băgat bisturiul, ăla își asumă întreaga răspundere față de cel pe care îl diseacă, acolo își caută boala în el. Deci ăla s-ar putea să-i slăbească vederea, s-ar putea să-i slăbească sistemul nervos, s-ar putea din concentrație să tremure și dacă ai tăiat în stânga sau în dreapta, ai omorât un om cu zile și atunci tu nu-l condamni pe el cât sau cum postește. Dar dacă are conștiință și credință, își alege el zilele de post sau postul cuvenit după a sa înțelepciune și putere, pentru că un doctor credincios este și un preot credincios. Doctorul vede moartea, noi preoții auzim de ea. Deci noi când mergem deja, omul e pus în sicriu, doctorul se uită la el cum moare. Aia e marea taină. Deci noi nu avem imaginea morții cea reală. Avem o fotografie, o fotocopie. Îl vedem pus frumos, cu haine, cu mătăsuri, cu lumânări, cu sfeșnice, cu cutare. Deci asta este imaginea sacra morții. Dar imaginea scandaloasă a morții, cea care ar trebui să ne cutremure pe toți, este aceea cu tuburi în bot, cu furtune, în pielea goală, legat de pat, tăiat, operat, cu
cusut, scos din tine, pus în tine, perfuzat, aspirat, cu calota capului scoasă, cu ochiul scos, cu falca scoasă, cu mâna scoasă, strivit de mașină în accident. Aia e adevărata imagine a morții. Deci adevărata imagine a morții. Pe aia, dacă o putem medita, atunci chiar ne vine cheful de post și de rugăciune. Dar ar trebui așa din când în când să se facă câte o secvență de asta prin spitalele românești și să se dea din când în când câte o peliculă seara, mă rog, sau dimineața când este timp, ca să vedem și noi care e activitatea unui medic în spital și care este lupta între viață și moarte. De ce? Ca să vedem complexitatea efectului vieții asupra noastră și efectului morții asupra noastră. Și atunci postul nu va mai fi nici dietă, nici regim de, scădere, adică în greutate, nici moft, nici figurație, nici pretenție, nici justificare. Deci postul va rămâne post. Adu-ți aminte de cele de pe urmă în veac ale tale și nu vei greși. Sau spune, cu frica de Dumnezeu abați tot omul de la rău. Frica de Dumnezeu în ce se? Dumnezeu nu taie capul la nimeni, v-am spus. Este blând, bun și milostiv. Toate ecfonisele pe care le auziți în biserică, nu se zice în vreunul, fugiți de Dumnezeu că aspru este și vă omoară. Nu. Că ești împăratul luminii și ție slavă înălțăm. Că ești împăratul păcii și ție slavă înălțăm. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Că milostiv și iubitor de oameni ești. Că tu ești Dumnezeu stăpânirii și a iubirii de oameni și ție slavă înălțăm. Deci iată, numai atribute divine pozitive, pentru că El este Tatăl nostru. Grigore Palama a reușit, prin lucrarea lui spirituală, să atingă această înălțime și cotație de a vedea ce? Lumina taborică a lui Dumnezeu. Și această lumină taborică este sub mai multe forme. Să nu așteptați că în noapte când vă rugați la psaltire, deodată să vedeți o lumină de neon și deja sunteți sfinți. Nu! Prima lumină taborică este lumina Sfântului Botez. Dă-mi mie haina luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina, ca și cu o haină. Iată, toată lumea s-a învrednicit din creștinii ortodoxi de această lumină. A doua lumină, lumina cunoștinței. Credința vine prin auz și prin vedere. Și de unde știm că vine prin auz și prin vedere? Hai să analizăm un text ieftin. Din vreme în vreme, un înger tulbura apa și cel ce sărea întâi în scăldătoare se făcea sănătos de orice boală era ținut. Și trecând Iisus a văzut un slăbănos, nu cel de azi, eu n-am chef să vorbesc despre asta. Ăsta a fost un boier, s-a purtat frumos cu lumea, s-a purtat frumos cu semenii și ăștia și-au permis să-l ia pe targă și să-l ducă la Mântuitorul, unde s-a aflat el, într-o casă. N-a venit Mântuitorul la el, el s-a dus la Mântuitorul, dar a avut prieteni foarte buni. I-au desfăcut și acoperișul casei și l-au pus înaintea Mântuitorului. Îți dai seama câtă credință. Deci, de ce să vorbesc de un om care deja e privilegiat? Să vorbim de un slăbănog care stă în biserică și nu are contactul cu Dumnezeu. Și vede un om zăcând de 38 de ani. Și l-a întrebat. Vedeți cât contrariu între întrebare și răspuns. Vrei să te faci sănătos? Care ar fi prima întrebare? Care ar fi primul răspuns din partea unui bolnav în clipa când este întrebat de oricine din jur, de la medicul specialist și până la ultimul prieten sau sărac de pe stradă? Frate, așa că ți-ai dori să fii sănătos. Da, cum să nu de-ar da Dumnezeu? Și mai departe, scuzele nu contează. Acesta a avut tăria și mândria și înălțarea minții lui să spună Mântuitorului un lucru foarte important. N-am om să mă arunce. O fi și asta. Dar de ce n-avea om să-l arunce? Câți oameni l-au văzut de atâția ani, dacă s-ar fi târât cum ar fi putut până la marginea scăldătorii, aproape, în momentul când tulbura apa, numai să se prăvale ea, n-ar fi putut o face? Nu. N-avea lumina cunoștinței. Ați înțeles? Mulți din noi și-ar dori mântuirea.
Dar ei nu știu ce e aia și nici n-au citit vreodată despre acest efect al mântuirii. Mulți din noi și-ar dori bogăția. Câți din lumea de astăzi nu și-ar dori să fie bogați? Bogat în ce sens? Nu să fure sau să dea în cap, dar să aibă el o afacere, să-i meargă. Unul vinde pufuleț, unul sapă în grădina, unul vinde vaci, unul vinde ciuperci, unul vinde vorbe, unul vinde sfaturi. Fiecare are ceva în capul lui, în dorința lui de a trăi. Avocatul, judecătorul, doctorul, milițianul, polițistul, procurorul și așa mai departe. Dar pentru acestea face niște eforturi care vin din ce? Din lumina cunoașterii. Deci dacă ai carte, ai parte, spune o vorbă populară, cine știe carte are patru ochi, adică mai vede și cu ochii minții, foarte înțelept pus proverbul sub masca cunoștinței. Dar știm cel mai bine că informația înseamnă bani. Așa spune, așa învățați voi la facultatea de programare în calculator. Informația înseamnă bani. De ce? Reclama e mama comerțului. În biserică nu e vorba de reclamă, ci de informația spirituală. Și în ce constă informația spirituală? Cu cât afli mai mult despre Dumnezeu și mai adânc despre El, cu atâta te apropii mai ușor de El și cu atâta reușești să-L cunoști și să-i înveți năravurile. Dumnezeu are niște năravuri. E gelos, să știți. De aici au moștenit femeile gelozia, pentru că pe ele le-a făcut ultimele și a dat o parte din doza lui. Dar ce fel de gelozie? Îi place să fie rugat tot timpul, îi place să ofere tot timpul, îi place să fie luat în seamă tot timpul, strigat tot timpul, apreciat tot timpul, căutat tot timpul, adorat tot timpul și iubit tot timpul. Uite câte mofturi are! Și de unde știm asta? Din Scripturi. Neîncetat vă rugați, pururea lauda lui în gura mea, în tot locul stăpânirii lui, bine voi cuvânta pe tot Domnul în toată vremea, din adâncul inimii am strigat către tine, Doamne, auzi glasul meu, scoate din temniță sufletul meu să mărturisească în tău. Spune acolo, așa dorește sufletul meu de tine, Doamne, ca cerbul de izvorul apelor, de să însetez după Dumnezeu. Însetat e sufletul meu după tine, Doamne. Este și asta pe undeva, pe psalm. Strigat am din suspinarea inimii mele, auzi, să-l chem până la lacrimi. Asta e deja pretenție absurdă, dar există. Și de ce e absurdă? Când te duci la un director cu cererea în mână așa și intri și îi pui plicul pe masă și îi spui aș vrea și eu un loc de muncă, am trei copii, am doi copii, am o problemă, am cu tare și el te vede mai umilincios și mai evlavios, ce spune? Hai, las-o aici să vedem, uite, deocamdată pe perioadă nedeterminată. Și pe parcursul ce demonstrezi seriozitatea, el îți întocmește actul definitiv de încadrare. De ce? A văzut cu cine are de-a face, adică vorbele corespund cu fapte. Vedeți? Lumina cunoștinței. Deci cunoștința vine din auz și din vedere. Din auz am auzit că există Dumnezeu. Auzi, Doamne, glasul meu când strig către tine. Și fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Iată și modul în care îl descoperă. Dacă sunt cu inima curată, chiar mă întâlnesc cu el. Ce înseamnă inima curată? Înseamnă o inimă în care nu încape îndoiala. Celebra frază ortodoxă de 2000 de ani rostită în biserică. A venit cineva de dincolo să ne spună cum este? Babele noastre ortodoxe, cu baticul în cap, cu zarzavat la piață, cu copchiii de mână, cu nepoță la biserică, cu psaltirea în casă, cu candela, cu icoana, au și acest răspuns. De ce? Pentru că și poporul iudeilor a văzut în vechime pe Dumnezeu făcând minuni. Dar când dădeau de un greu? Ha, ne-a dus Dumnezeu în pustie să ne omoare. Ha, ne-a ținut să murim de sete. Ha, ne-a lăsat să murim de foame. Ha, mai bine stăteam la evrei, aveam carne, munceam din greu, dar nu ne lipsea nimic. Așa și noi. Mai bine eram perverși. Mai bine eram călcați în picioare de comuniști. Mai bine eram subjugați. Mai bine eram mânați cu biciul din urmă, că în momentul când suntem lăsați lejeri, noi nu știm ce să facem cu lejeritatea. Și asta, pentru că pe lângă lipsa de cunoaștere a noastră ca oameni,
mai este și lipsa de voință. Este cel mai mare act pe care Mântuitorul l-a consemnat într-un singur cuvânt și a vrut să fie valabil până în veacul veacului, când va fi ceasul înfricoșatei judecăți. De vrea cineva să vină după mine, o să auziți la Duminica Crucii, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Păi n-o să te caute pe tine, frate Dumnezeu, niciodată, nici în crâșmă, nici în gară, nici în discotecă, nici la iarbă verde, nici la radioterapie, nici la chimioterapie, nici la cristaloterapie, nici la homeopatie, nici nicăieri. Dacă vii tu la biserică, bine, dacă nu, mergi sănătos. Pentru că are și această justificare. Aici e marea taină al Dumnezeu și am să vă fac o înțelegere simplă. Cred că poate am mai spus, dar n-am fost atent. Erau mulțimi mari. Ați văzut că acum, în ziua de astăzi, în general, se pune accentul pe mulțime. Vrei să faci ceva? Strângi mulțimile. Vrei să dai jos un regim? Strângi mulțimile. Vrei să schimbi o lege? Strângi mulțimile. Vrei să faci o prostie? Strângi mulțimile. Mulțimile. Ia ca la biserică nu-L impresionează pe Dumnezeu mulțimile. Și am să vă spun de ce. Intră 100 de oameni în biserică să se roage. Toți stau în genunchi. Toți fac cruce. Toți ascultă Sfânta Liturghie, dar mai rămâne o variantă. Cât sunt cu mintea în cer și cât sunt cu mintea pe gard, sau acasă, sau la problemele lor. Pentru că n-a venit în biserică să se roage strict pentru problema care o are. A venit în biserică să urmărească când pleacă autobuzul. A venit în biserică să urmărească ce carte nu a mai venit la pangar. Cu ce s-a mai îmbrăcat cu tare? Ce mașină și-a luat cu tare? Ce rugăciuni citește cu tare? Dar de ce s-a împărtășit cu tare? Dar de ce s-a spovedit cu tare? E o treabă și asta e o mare grijă. Dar dincolo de ea înseamnă ce? Răspândirea minții. Mântuitorul a sesizat acest lucru. Și în vremea lui era la fel. I-a strâns vreo 5.000 în pustie de a hrăni cu pâine afară de femei și copii. În alte evanghelie la Marcu a strâns vreo 4.000 și a hrănit afară de femei și copii. Minunea s-ar putea să fie aceeași, dar consemnată de doi evangheliști în mod diferit. A mai făcut bunătate Mântuitorul. De le-a vindecat bolnavi, orbi, ciungi, șchiopi, ologii, tot. Și au început să-L îmbulzească din toate direcțiile. Dar nu-L îmbulzeau pentru că era Mântuitorul. Îl îmbulzeau pentru interesul personal. Ăla avea un boșoroc și nu-i mai convenea să-l țină, să-i dea pastile. Lasă să atinge ăsta de el să faci sănătos. Ăla avea chior, trebuia să-l poarte de mână. Lasă să atinge ăsta de el și-l face sănătos. Ăla era cu un chicior rupt, dă-ți să umbli șchiop, lasă că-l fac sănătos. Mai dau bani pe proteză. Deci era interes. Și Mântuitorul la un moment dat le-a și spus: voi nu veniți la mine pentru că credeți. Pentru că v-am hrănit în pustie cu pâine din piatră. Deci le-aș spus de ce? Pentru mâncare ați venit. Voi ați venit pentru că v-am dat mâncare în pustiu. Și a demonstrat unde e credința cea adevărată. Și asta vreau să vă rămână în minte. Asta Grigore Palama, dacă e de lumină e vorba. Cum stătea Petru, care, știți, acest Petru a fost un fel de apostol, cum sunt la noi creștinii ăștia, dacă știi, extremiști, așa, care cu psaltirea, cu ceaslovul, cu lumânări, cu mătănii, cu post, dacă te vede că ai mâncat o nucă, băi, dar era fără uie cu ulei, dacă te vede că ai băut apă cu un pahar din care a fost suc, băi, dar ai mâncat de dulce și extreme de genul. Dar când era vorba de un fapt concret al credinței, fugeau ca potârnichii. Nu știu, n-am văzut, nu mă interesează. Știți, sunt viteji de ăștia care au ajuns veterani de război în beci. Baba păzea la ușă cu barul să nu vină jandarmul, să întrebe dacă are pe cineva la oaste, iar el defila în beci cu arma în spate și era erou. Deci cam așa. Petru a fugit și s-a lepădat, a plâns, s-a căit, a fost iertat, mai puțin contează. Dar îndrăznește să-L corecteze pe Mântuitorul în viziunea Lui de Dumnezeu. Cum stătea Dumnezeu într-o duminică sau într-o sâmbătă în sinagogă și lumea Îl împingea din toate părțile,
una păcătoasă și plină cu scurgere de sânge și vai de capul ei, s-a atins pe la spate, era Dumnezeu. Cine m-a atins? Ca și cum aș merge până în spate printre voi și aș întreba, dar de ce m-ați atins? Păi e aglomerat, Părinte, de asta v-am atins, n-am vrut. Și Mântuitorul a întrebat, cine m-a atins? Petru, care știa răspunsul deja, că așa știu și creștinii zeloți totul despre Dumnezeu, dar nu fac nimic, zice, Doamne, dar nu e o întrebare aiurea, în îmbulzeala asta să întreb cine m-a atins? Și aici pune Mântuitorul esența pe cunoaștere și pe descoperire, pe lumina științei și a cunoștinței. Petre, nu hoarda, nu mă impresionează. Cineva s-a atins de mine cu credință pentru că eu am simțit o putere care s-a scurs din mine. Contactul cu Harul, scurtul circuit cu Duhul Sfânt, transcendentul cu lumea de aici, biologicul cu Dumnezeescu. Îți dai seama că și Petru s-a blocat. Ce putea să știe cât a mers în urma Mântuitorului, în stânga, în dreapta și a predicat, tot l-au atins, toți au pus mâna ca pe arhiereu când vine la slujba arhierească. Dar o femeie mustrată de cuget, crezând că a săvârșit un mare păcat, a zis cu neputință, eu m-am atins. Deci s-a identificat, n-a spus Maria s-a atins sau Ion sau Vasile, eu oricare din voi poate să atingă de Mântuitorul. Dar a și spus, din tinerețe am o boală, am umblat pe la toți doctorii, n-am rezolvat nimic, am cheltuit și toată averea și acum așa am simțit eu că dacă mă ating de tine mă vindec, tu ești totuși omul lui Dumnezeu. Ce i-a spus Mântuitorul în clipa aceea? Cum ai îndrăznit să mă atingi, dar tu știi cine sunt eu? Nu. Mare e credința ta, femeie. Credința ta te-a mântuit, credința ta te-a tămăduit. Deci iată de ce este nevoie. Ca să poți să faci o rugăciune adevărată, nu e nevoie de cantități industriale, de psaltire, șacatiste și ceasloave rupte și cărți de rugăciune rupte. E nevoie de inimă curată, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. Și acum am să vă spun ce înseamnă atingerea de Dumnezeu la lumina cunoștinței, la concret. Mă, să trece timpul și trebuie să ne apropie de final. 1. Astăzi s-au împărtășit 100 de oameni. 2 poate, 50, 40, 30, noi nu știm cât se împărtășesc în fiecare duminică. Dar știm un singur lucru. Că cel care se împărtășește are nevoie de o anumită pregătire sufletească. În ce constă acea pregătire sufletească? Să spală acasă, să grijește pe trup, că vii curat în biserică, că e casa lui Dumnezeu. Așa făceau și iudeii în Vechiul Testament, întâi să primeneau și să spălau, pentru că n-aveai voie să te atingi oricum de cele sfinte sau să aduci jertfă, că te ardea cu foc. Acolo ați văzut cum i-a pedepsit când puneau mâna pe sicriul legii. Le creștea bube la fund, furuncul. Asta era pedeapsa lui Dumnezeu la vremea aia. Au venit în biserică de dimineață și au venit pregătiți și înarmați cu două lucruri. Cu dorința de a se împărtăși, cu dorința de a avea răbdare să se poată împărtăși și cu dorința de a asculta Sfânta Liturghie. Dar mai rămâne o taină. Când te împărtășești, trebuie să ai și o anumită pregătire interioară. Și în ce constă pregătirea interioară? Să nu fii supărat pe nimeni, să te împaci cu toată lumea, să ai pace cu tine însuți, să ai pace cu cei din jur și să ai pace cu Dumnezeu. Pacea cu Dumnezeu înseamnă să n-ai vreun păcat pe cuget. Asta Dumnezeu știe, fiecare și-a scris pe hârtiuță și tot ce s-a dezlegat, dezlegat rămâne. Dar mai rămâne o taină. Câți din cei care s-au împărtășit azi au citit după împărtășanie rugăciunea de mulțumire pentru Sfintele Taine? Sau rugăciunea de împărtășire cu Sfintele Taine, rânduiala Sfintei Împărtășanii. O aveți în cartea de rugăciune. În mod expres le-am tipărit și vi le-am dat în cartea de rugăciune. Puteți ridica mâna sus care nu știe acest lucru, pentru că e știut în masă. Considerați acum, în momentul de față, următorul lucru. Cine și-a citit rugăciunea de împărtășanie și de mulțumire,
să se considere împărtășit. Cine nu, să nu se considere împărtășit. De ce? Are timp încă să o facă până de seară, că azi e sărbătoare. Că dacă o laș necitită, bine că m-am împărtășit, m-am băgat în față, i-am spus părintele că fac insulină, că am diabet, că mă doare stomacul și s-a rezolvat problema, nu? Cât stai în biserică, spui de 40 de ori Tatăl nostru, rugăciunea neștiutorului, de 7 ori împărate ceresc, iar când te duci acasă, dacă ești știutor de carte, îți continui și îți termini toată rugăciunea pentru că te-ai unit cu Hristos, împăratul cerului. A doua lumină taborică care face parte din viața noastră. De ce? Când se deschid Sfintele ușa, așa se spune, nu Sfintele grăbiților, Sfintele bolnavilor, Sfintele celor care n-au răbdare, Sfintele Sfinților. Deci iată cui sunt. Deci considerăm că biserica este numai și numai a oamenilor sfinți. Și de ce? Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Ați văzut ce lumină puternică e în Sfânta Împărtășanie? Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, ne despărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Vedeți care e lumina taborică? Nu să umble babile să citească psaltirea pentru neri cu pătru atras în geam și așteaptă lumini, alea-s la draci. Nu există așa ceva. Alea le arată Dumnezeu la sfinți când cred ei. Și ultima lumină taborică este cuvântul Evangheliei. Câți din biserica noastră care stau de față azi la liturghie își găsesc un sfert de oră să citească câteva pagini din Noul Testament sau din Sfânta Scriptură în zi de sărbătoare sau când au liber. Puțini. Nu este cunoscută și nu este înțeleasă Sfânta Scriptură nici a Noului Testament, nici a Vechiului Testament. Avem Biblia în casă, ne mândrim, dar eu am Biblia, părinte, de când eram, de la mama mi-a rămas, de la măta n-ai șters praful de pe ea. De ce? Una, că n-ai ochelari, că e scris mărunt. Doi, că n-ai timp, că ești foarte grăbit. Și trei, că, părinte, noi nu prea obișnuim. Așa este. Nu prea obișnuim. Dar trebuie să ne obișnuim. De ce? Pentru că acum vă închei, că așa am păstrat timpul limitat, vă închei cu ce a spus Mântuitorul astăzi. După ce i-au dat drumul prin acoperișul casei și l-au pus în fața lui, Mântuitorul i-a spus scurt: iertate-ți sunt păcatele tale. Un lucru extraordinar, iertate-ți sunt păcatele tale. Lucru care pe iudei pe loc i-a paralizat în cugetele lor. Cine este acesta care iartă și păcatele? Tu ești Dumnezeu care le faci minuni, așa spune Prochimenul Mare. Dar eu vreau să știu altceva. De ce a spus Dumnezeu acest lucru, iertate-ți sunt păcatele tale? Pentru că toată neputința noastră de zi cu zi, toată slăbiciunea, toată lenea, toată trândăvia, toată nepăsarea, toată nesimțirea, toată amânarea, toată graba, tot stresul, vă dau un singur sfat. Nu vă grăbiți că n-ajungem nicăieri, fiecare unde este scris. Și asta nu vorbim de predestinare. Rău faci rău găsești, bine faci bine găsești. Grăbește-te încet și bine că tot în locul ăla ajungi. Cu cât te stresezi și te agiți mai mult, faci riduri și trebuie să cumperi vopsele. Dar cu cât ești mai calm și mai blând și mai rugător, Dumnezeu te înseninează. Și Mântuitorul, când a văzut că ăștia cărtesc în inimile lor că a dezlegat păcatele, că asta e taina, dacă n-aveți dezlegate păcatele, nu lucrează harul în voi. Deci asta e a treia lumină taborică care trebuie să o aveți în minte. Lumina Sfintelor Scripturi. Lumina este Tatăl, lumina este Fiul, lumina este Duhul Sfânt. Când se spune te dezlegă în numele Tatălui, partea rațională din tine se curăță. Când te dezleagă în numele Fiului, toate păcatele trupești se absolvă cum a fost absolvit Adam. Și când se spune și a Sfântului Duh, se restaurează omul. De aceea stăniloaie, nu din dragul de a câștiga bani, sau nu din dragul de a se da deștept față de alți teologi, a scris două cărți diferite. Iisus Hristos, restaurarea omului, deci întâi omul trebuie restaurat prin dezlegare și iertare, și apoi a trecut la etapa a doua și a scris o altă carte și i-a spus așa, Iisus Hristos, îndumnezeitorul omului. Deci ăsta, ca să-și poată lua patul și să umble la casa lui, întâi a trebuit iertat și dezlegat de păcate.
Deci același lucru să cade și nouă azi. Ca să ne putem lua patul și să plecăm la casa noastră liniștiți, patul înseamnă trupul, sufletul înseamnă slăbănogul, ca să avem o terminologie simplă pe înțelesul Scripturii. Luați-vă patul cu grijă în spate, dar cu sufletul dezlegat de păcate. Și atunci veți întâmpina acel cuvânt care l-a spus Mântuitorul cu vameșul. Vă spun eu vouă că m-ai folosit și m-ai îndreptat, s-a întors la casa sa. De ce? Pentru că este mai lesnic să spui iertate-ți sunt păcatele tale decât ia patul tău și umblă. De ce? Putem umbla, dar dacă umblăm legați, umblăm în întuneric. Și acum ajung la ultima lumină taborică și m-am și încheiat predica. Umblați în lumină cât sunteți fii ai luminii. Cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Dar voi sunteți fii ai luminii și umblați cât aveți lumina. Că lumina e cu voi. Cine este lumina? Hristos. Unde o întâlnim? În Vinerea Mare și în Miercurea Mare și în toate Miercurile și Vinerile când veniți la maslu, auziți un clopoțel în altar, dar voi vă uitați, credeți că paște vaca pe undeva. Nu! E semnul Arhanghelului că Hristos trece prin lume și iese preotul cu sfântul disc, cu sfântul trup. Și apoi când intră în altar încep paremiile și la un moment dat când s-a terminat paremiile, cu sfeșnic, cu semnul crucii, preotul spune lumina lui Hristos luminează tuturor. Deci aceea e lumina. Lumina din potir, lumina din credință, lumina din cunoștință, lumina din luarea minte și lumina din sfintele taine. Amin.